Este pentru mine o mare onoare, dar în același timp o mare responsabilitate. Este vorba de cel mai mare proiect pe fonduri europene pe care Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport l-a avut. În cadrul mecanismului financiar european 2014-2021, în cadrul programului Dezvoltare Locală, Reducerea Sărăciei și Incluziunea Romilor, derulăm un proiect predefinit în care Fondul Român de Dezvoltare Socială este cel care implementează acest program în România. Scopul nostru principal este acela de a demonstra că activitățile sportive, domeniul educației fizice și sportul, își poate aduce contribuția la ideea de integrare socială a copiilor. Muncim de câțiva ani buni pentru a implementa și acest proiect. Iată, pe durata a 4 ani am mai avut un alt proiect mai mic decât acesta, pe durata a 18 luni. Și am văzut ce înseamnă integrarea socială și am văzut care este rolul sportului în ceea ce înseamnă integrare socială. Îi vezi bucurându-se la oaltă și pe cei de etnie romă, și pe cei cu dizabilități, și pe cei cu probleme sociale. Îi vezi bucurându-se, îi vezi practicând sport. Vor fi antrenați în acest proiect 2600 de copii și peste 1500 de cadre didactice, părinți, profesori, specialiști. Ideea noastră este că acești copii care sunt din categorii defavorizate, este vorba de copii aflați în risc de excluziune socială, fie datorită problemelor economico-sociale, fie datorită dizabilităților, pentru că trebuie să menționez că în grupul țintă principal vom avea peste 260 de copii cu cerințe speciale, educaționale speciale, CES, și de asemenea peste 520 de romi. În acest proiect avem, din partea donatorilor, partenerii din Norvegia, este vorba de Facultatea de Educație Fizică din Oslo, Universitatea de Educație Fizică din Oslo, care vor fi partenerii noștri în proiect. Avem nevoie de expertiza norvegiană în ceea ce înseamnă integrare școlară și în ceea ce înseamnă modul de abordare a acelei categorii de copii defavorizați în vederea integrării. Vom lucra împreună, partenerii norvegieni ne-au fost de la început foarte apropiați și dornici de a-și împărtăși experiența și de a realiza împreună programe care să conducă la realizarea obiectivelor proiectului nostru.